În acest video vă prezint cum realizăm sidebar-ul pe pagina de articole. Eu am făcut-o deja, nu mi-am dat seama că nu am dat drumul la program și vă mai prezint o dată acum pe scurt. În primul rând, toată documentația pentru sidebar găsiți în pagina WordPress sidebar. Este foarte simplu, trebuie să dăm un copy-paste la câteva linii de cod. De exemplu, aici scrie exact ce este sidebar-ul, what are sidebars și cum îl înregistrăm, da? De exemplu, va trebui să copiați acest cod și să-l introduceți în function.php. Asta înseamnă că mergem la function și aici eu am definit o funcție care se numește RaymondWidgetInit și aici am înregistrat sidebar-ul, da? Sidebar-ul are un nume, Raymond Sidebar, are un ID, Sidebar 1, are o descriere, aici poți introduce pentru blog widgets, am scris before widgets, after widgets, v-am spus, luați un copy-paste și o puteți customiza după bunul plac. Iar aici am introdus o acțiune cu care voi inițializa aceste widget-uri, da? Am realizat de asemenea încă un fișier care se numește sidebar.php și aici am doar o linie de cod în care spun dynamic sidebar și care sidebar vreau să mi-l prezinte. În caz de realizați un sidebar pentru shop, un sidebar pentru eu știu, o altă pagină sau pentru footer, putem să facem de asemenea să înregistrăm mai multe sidebar-uri, da? Apoi, iar în single.php am chemat sidebar-ul cu get sidebar, exact ca la footer, get footer, get sidebar și, de exemplu, la header avem get header sub page, da? Vezi? Și dacă mai târziu fac, de exemplu, un sidebar pentru shop, pot să fac get sidebar și dau numele shop, da? Sau footer sau mai știu ce am nevoie, da? Cam asta a fost aici. Odată ce a fost activată acest sidebar, în WordPress, la aspecte, aici la aspect, de fapt, găsiți acest meniu piese. Și aici putem să introducem mai multe widget-uri sau artificii tehnice în sidebar. Da? De exemplu, putem să introducem un cod HTML, putem să introducem un widget să ne arate vremea într-un anumit oraș sau tot felul de chestii. Da? Este destul să apăsați pe acest plus și puteți introduce ce doriți voi aici. De exemplu, o listă. Da? Putem să introducem o listă. Am o listă aici. Da? Dacă actualizez și încarc pagina din nou, am aici o listă care este goală, am doar punctul, da? De exemplu, test 2, amplificator 3 și așa mai departe. Dar asta o să mai facem noi pe parcurs aici, da? Și vedeți, acum am widget, am o poză și așa mai departe. În următorul video voi personaliza, voi face style sheet-ul de fapt pentru acest widget și mă gândesc ce widget să introduc aici în acest loc. V-am spus, aici la wordpress.org, Teams, sidebars o să găsiți toată documentația cu exemplu, da? Bun, ne auzim atunci în următorul video și cam asta a fost. Ciao!